Salut! Dacă mi-ați văzut și clipurile anterioare, probabil știți că am revenit cu tutoriale. Înțelusem tutoriale ca acum un an, acum 2 ani. Sunt tutoriale care sunt mai explicate. Eu, deși am făcut aceste clipuri, o să le mai fac o dată pentru că observ că este o foarte mare problemă cu sunetele acestea. Am stat puțin și m-am uitat la toate comentariile. Bine, n-au fost foarte multe de la clipul anterior și am văzut că destul de mulți dintre voi vă confruntați cu Keisner. Inor Keisner și Outor Keisner, veșnicul Inor Keisner, care nu poate fi făcut de nimeni în țara asta. Ei bine, să nu exagerăm, foarte multă lume poate să facă Keisner, însă primesc zilnic mesaje de la voi cum că Mihai, mie nu-mi iese Keisnerul, Inor Keisnerul, ce Doamne iartă-mă pot să fac ca să-mi iasă? Tot ce trebuie tu să faci este să ai mușchii limbii foarte puternici. Trebuie să pui limba pe cerul gurii, aproape de gingii, și să spui ca inspirând. Tu trebuie să apeși foarte mult și să faci presiune pe gingii spunând ca. În interior, în plămă, spui și simplu ca. Este ca și cum ai face duck sound-ul. Doar că inward, trăgând aer în piept. Bine, Keisnerul ăsta l-am existat în decursul a 4-5 ani, însă prima dată bănuiesc că la voi se va auzi ceva de genul... Na, nu se va auzi chiar un ca, se va auzi un ca cu aer și puțin cacofonit, să zicem așa. Ceea ce este foarte problematic și a fost și pentru mine problematic, este că atunci când faci inor Keisnerul să nu tragi limba în spate și să tragi aer fix pe spațiul dintre gingie și vârful limbii. Tu trebuie să ții limba exact în acel loc și pur și simplu să o apeși pe gingie și spui ca, trăgând puternic în plămâni. Exemplu așa. Este, din punctul meu de vedere, foarte greu la început. Pentru că prima dată nu o să-ți iasă deloc cum te aștepți, o să fie o totală harababură, cel puțin la mine așa a fost. Dar știți și voi că repetiția este mama învățăturii. La mine a reușit să-mi iasă snare-ul, să-mi placă cât de cât, să zicem așa, 50-50, peste câteva luni. Deci dacă vrei să faci inor Keisnerul să-ți iasă bine, dar bine, nu ca și cum ai face de o săptămână, trebuie să tragi de el foarte, foarte tare. Iar acum, cu tot ce am spus eu mai înainte, se procedează exact la fel și cu rimshot-ul. Însă, în loc să inspiri puternic în plămâni, nu inspiri, nici expiri, pur și simplu faci acolo în gură. Ca să vă fie mai ușor, trebuie să puneți limba pe cerul gurii, punând presiune, iar după încercați să lăsați puțin limba în jos, ca să vă iasă mult mai accentuat. De exemplu, nu o să se vadă. De aici, să zicem așa, vine mai pe aici. Ca să fiți siguri că faceți bine, puneți-vă mâna aici, iar mâna nu trebuie să aibă deloc aer. Când voi faceți... Mâna nu trebuie să primească deloc aer, trebuie să fie neatins. Sunetele astea două sunt destul de greu de explicat, pentru că n-am cum să-mi pun camera în gură ca să vedeți chestia asta. Însă vă pot arăta, de fapt v-am arătat câteva tehnici, prin care sper din tot sufletul să vă iasă. Acum, după cum am spus, nu vă așteptați să vă iasă peste o săptămână, două, trei, o lună. Trebuie să lucrați foarte mult la el, pentru că, am mai spus, repetiția este mama învățăturii. Și ceea ce este și mai important este să nu treci la un nivel mai avansat până, după cum am spus, nu înveți basic-ul. Nu te apuca să faci ripsoan sau să faci să te axezi pe muzicalitate dacă, virgulă, Keisnerul, Biersnerul, Persnerul nu-ți sună, hai să zicem, nu impecabil, nu-ți sună bine. Și dacă ar fi să combinăm rimshot-ul cu inor Keisnerul, a ieșit ceva de genul... Sau bine, mai repede...
sper că ați înțeles ceva din tot ceea ce am spus eu. Chiar sper asta. Și dacă dați click aici, vă va redirecționa la videoclipul anterior, la tutorialul anterior, prin care vă spun cum mai este treaba și de ce n-am mai postat și stuff. Și după cum probabil v-am obișnuit, eu nu știu ce sunete nu știți voi, lăsați-mi în secțiunea de comentarii ceea ce vreți să învățați, iar eu dacă pot o să vă ajut. Dacă v-a plăcut, am mare rugăminte să dați un like, să știu eu că ați apreciat, iar ca să fiți la curent cu toate noutățile, abonați-vă la canal. Eu sunt Mihai, mă găsiți pe pagina de Facebook în descriere și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Pace! Tell me what's on your mind. Don't keep telling me everything's